Fost bătaie cam vestul sălbatic într-un bar din Bistrița Năsăud. Mai mulți bărbați s-au lovit cu băte, scaune și, în general, cu tot ce le-a picat în mână. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine ca să-i povestească pe scandalagii. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Sunt imaginile șocante surprinse de camerele de supraveghere montate în barul din comuna bistrițeană Telciu. Pe filmare se vede cum mai mulți bărbați puși pe scandal încep să lovească alți clienți din local cu bâtele. Ca să se apere, cei loviți pun mâna pe scaunele din bar și încep să le arunce spre cei care au pornit bătaia. După câteva minute în care cele două grupuri s-au lovit cu tot ce au prins la mână, bătaia s-a mutat afară din bar. Patronii localului au chemat poliția. Scandalul ar fi izbucnit, se pare, între două grupuri rivale din comună, iar cearta ar fi pornit de la un conflict mai vechi pe care l-aveau tinerii. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au întocmit un dosar penal, fiind desfășurate cercetări cu privire la infracțiunile de lovire sau alte violențe, distrugere și amenințare. Scandalagii vor trebui să plătească și pagubele cauzate localului.